Clătinenii care locuiesc în orașul de sus vor rămâne în această noapte fără apă. Compania de apă Olt a anunțat că va executa lucrări ce impun golirea totală a rețelei. Astfel, începând cu ora 21:30, se va întrerupe furnizarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă. Reluarea furnizării este estimată începând de mâine dimineață, ora 6. Compania atenționează că la repunerea în funcțiune a sistemului și o perioadă după aceea, este posibil să apară modificări ale turbidității apei și fluctuații de presiune. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat că 246 de treceri la nivel a drumurilor naționale cu calea ferată vor fi amenajate până la sfârșitul anului 2021. Proiectul constă în montajul de stâlp de iluminat cu încărcare solară, montajul de stâlp pentru delimitarea sensurilor de circulație, semnalizare rutieră cu benzi rezonatoare, marcaj tip covor antiderapant. În Olt avem 6 treceri la nivel cu cale ferată fără bariere. De la începutul acestui an au avut loc 2 accidente rutiere care s-au soldat cu un deces, un rănit grav și unul ușor. Caracalul va găzdui pentru al treilea an concursul de gimnastică Fit Kid Gimnastica Arta Frumuseții, devenit anul acesta internațional. Competiția inițiată de profesorul Viorica Sandu este organizată de Clubul Copiilor Marius Bunescu Caracal în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Olt și Direcția Județeană de Tineret și Sport Olt. Ea se va desfășura sâmbătă 16 noiembrie la Teatrul Național Caracal. Elevii clasei a 11-a C, profil socio-uman, Colegiul Național Radu Greceanu Slatina, îndrumați de profesorul Gheorghe Moise, lansează o nouă carte. Proiectul este derulat în parteneriat cu Primăria Slatina, studiul monografic, incluzând personalitățile istoriei și culturii locale, naționale sau universale, care prin originea lor, activitatea sau moștenirea culturală pe care ne-au lăsat-o, și-au legat numele de Slatina. Lansarea va avea loc mâine la Atelierul Intercultural Victoria. Dacă astăzi oltenii au avut parte de frig, vânt și ploaie, nici mâine nu se anunță o zi mai bună. Meteorologia anunță maxime de 15 grade, rafale de vânt și ploi de 4 până la 8 litri pe metru pătrat. Și vineri se anunță aceeași temperatură și ploi, cei drept mai puține. Sâmbătă, temperatura crescând cu câteva grade. Săptămâna se va încheia cu 14 grade Celsius și vânt.